Una dintre cele mai periculoase calități ale mândriei este că se strecoară în colțuri ale inimilor noastre în care au locuit cândva alte păcate. Reușim să învingem o atitudine păcătoasă, un obicei sau o dependență cu ajutorul lui Dumnezeu. Una dintre cele mai periculoase calități ale mândriei este că se strecoară în colțuri ale inimilor noastre în care au locuit cândva alte păcate. Reușim să învingem o atitudine păcătoasă, un obicei sau o dependență cu ajutorul lui Dumnezeu. Iar ulterior ne minunăm de propria noastră putere, determinare, hotărâre sau curăție, ca și când am fi realizat cumva totul pe cont propriu. C.S. Lewis scrie: diavolul iubește vindecarea unui mic defect, oferind în schimb unul și mai mare. Încrederea pe care o simțim în noi înșine după înfrângerea păcatului ne poate duce departe de Dumnezeu, poate chiar mai departe decât păcatul pe care l-am învins. Dacă învingem anumite păcate, dar tolerăm mândria, vom pierde războiul. Dar dacă sufocăm mândria, vom înfometa și alte păcate. Mândria persistă în noi mai mult decât majoritatea păcatelor, pentru că nu vedem cât de otrăvitoare și mortală este cu adevărat. Mândria colorează percepția noastră despre noi înșine și despre lumea din jurul nostru, învăluindu-ne cu o ceață groasă și înșelătoare asupra realității. Ne degradează sufletele, ținându-ne atât de concentrați pe noi înșine încât devenim incapabili să mai iubim și ne va distruge dacă o lăsăm, târându-ne până la moarte, dar făcându-ne să credem că suntem în control. Mândria ne convinge că suntem mai importanți decât Dumnezeu și că perspectiva noastră este mai bună decât a Lui. În cartea Ieremia citim că inima este nespus de înșelătoare și desnădăjduit de rea. Da, inima ta, mai exact mândria din inima ta, care declară că știm mai mult sau mai bine decât Dumnezeu atotștiuitor. Putem fi conduși orbește de mândria noastră, pe care Solomon o numește în cartea Proverbe candela celor răi. C.S. Lewis, care numește mândria marele păcat, scrie: un om mândru se uită mereu în jos, la lucruri și la oameni. Și, desigur, atât timp cât te uiți în jos, nu poți vedea ceva ce este deasupra ta. Mândria ne fixează privirile pe noi înșine, pe nevoile noastre, darurile noastre, efortul nostru, problemele noastre, și ne împiedică să mai vedem suveranitatea, suficiența și frumusețea lui Dumnezeu. Ea întunecă viziunea noastră despre El și înalță viziunea noastră despre sine. Ea nu numai că ne împiedică să-L mai vedem, dar elimină orice motivație și dorință de a-L căuta. Mai mult decât atât, mândria îmbracă adesea haina evlaviei, o evlavie lipsită de putere, cultivând încredere falsă și distrugere garantată. Prin urmare, mândria ne orbește și ne înșală. Însă mai mult decât atât, ea ne și degradează, făcându-ne ineficienți și neroditori. Devenim atât de concentrați pe propria noastră viață încât o irosim. Din nou, C.S. Lewis scrie: mândria este un cancer spiritual. Se hrănește cu dragostea, mulțumirea sau chiar cu bunul nostru simț. Dacă nu este tratată, mândria se mulțește și se răspândește, pervertind până și cele mai bune atitudini și eforturi ale noastre. Aceasta trebuie să fie ucisă, ucisă în mod constant cu sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă simțim lipsa de compasiune față de nevoile celor din jurul nostru, sau o diminuare a generozității noastre, sau o răceală în preocuparea noastră de a-i aduce la Hristos pe cei nemântuiți, sau indiferență, poate chiar reticență în slujirea sau sacrificiul pentru alții, avem foarte probabil celulele maligne ale mândriei reproducându-se în sufletele noastre. Dacă permitem mândriei să trăiască liber în noi, ne poate ucide. Obiectivul său principal nu este de a ne face să ne simțim mai bine cu noi înșine, ci de a ne trimite la durere veșnică și pedeapsă, departe de Dumnezeu. Solomon ne avertizează: mândria merge înaintea distrugerii și un duh arogant merge înaintea căderii. Isaia aduce acest avertisment terifiant într-o definiție și mai clară: căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva tot ce este mândru și semeț, împotriva tot ce este înălțat. Aceștia vor fi umiliți. Tot ce înseamnă mândrie trebuie să piară. Astfel, orice om mândru trebuie să plătească această pedeapsă îngrozitoare. Dar Dumnezeu, în Hristos, a făcut posibil ca noi să murim în fața mândriei noastre, fără să murim pentru ea. Jason Mayer spune: slava lui Dumnezeu și mândria omului se vor ciocni în unul din cele două locuri de impact, iadul sau crucea.
Fie vom plăti pentru păcatele noastre în iad, fie Hristos va plăti pentru păcatele noastre pe cruce. Ori mândria te va ucide, ori te vei preda prin credință și vei permite lui Dumnezeu să ucidă mândria din tine. Deci, cum distruge mândria care amenință să ne omoare? Mayer continuă. În cele din urmă, mândria este o problemă de venerație. Nu ne putem gândi mai puțin la noi înșine decât dacă ne gândim mai mult la altceva. Noi nu învingem mândria gândindu-ne mai mult la noi înșine, ci concentrându-ne pe cunoașterea tot mai profundă a lui Dumnezeu. Psalmul 25:9 promite că Dumnezeu îi îndrumă pe cei smeriți în ceea ce este drept și îi învață pe cei umili calea sa. În timp ce mândria întunecă înțelegerea noastră despre bine și rău și ne împiedică să-L mai vedem pe Dumnezeu, smerenia ne vindecă orbirea și ne ajută să vedem cu adevărat. Diavolul ne orbește din a-L mai vedea pe Dumnezeu, invadând lumina cu întuneric. Dar Dumnezeu înlocuiește întunericul cu lumină și vedere, arătându-ne cât de adevărată și bună este Evanghelia. Vom vedea răsplata veșnică pe care o avem în Hristos și vom vedea nevoia disperată pe care o avem de El. Mayer spune, noi nu devenim din ce în ce mai buni, astfel încât să avem nevoie de Dumnezeu din ce în ce mai puțin. Nu, pe măsură ce ne maturizăm, învățăm să creștem din ce în ce mai dependenți de Tatăl nostru Ceresc. Dacă ne facem în viață un obiectiv din a-L vedea mai mult pe Dumnezeu și a-I ajuta și pe alții să-L vadă mai bine pe El, vom fi mult mai puțin preocupați și mândri de noi înșine. Smerenia nu numai că ne salvează și ne arată realitatea. Adevărata smerenie în fața lui Dumnezeu și a Harului Său este singura cale spre satisfacția noastră reală. Dumnezeu însuși își găsește plăcerea în cei smeriți. Domnul se bucură de poporul Său, El îi onorează pe cei smeriți cu izbăvire. Spune asta în Psalmul 149, cu versetul 4. Prin Hristos, Dumnezeu se bucură cu adevărat de tine. Lui Dumnezeu îi place să dea mai mult har celor smeriți. Har peste tot harul pe care ne-l-a arătat deja. Îmbrăcați-vă toți cu smerenie unii față de alții, căci Dumnezeu se așează împotriva celor mândri, dar celor smeriți, El le dă har. Lui Dumnezeu îi place să îmbrace pe cei umili cu putere pentru fiecare slăbiciune. Cei care au fost smeriți de Dumnezeu și L-au primit pe Dumnezeu în acest proces cântă sufletul meu se laudă în Domnul, să audă și să se bucure toți cei smeriți. Dumnezeu însuși, vorbindu-L lui Solomon, le promite celor umili. Dacă poporul peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și îi voi vindeca țara. Libertatea pe care o răvnim cu disperare mândria noastră vine pe deplin doar de la Dumnezeu, prin credință. Vindecarea pe care încercăm să o producem sau să o câștigăm pentru noi înșine vine în întregime doar din mâinile chirurgului. Iacov, precum Petru, citează din Proverbe spunând: Dumnezeu se așează împotriva celor mândri, dar celor smeriți, El le dă har. Supune-te prin urmare lui Dumnezeu, rezistă diavolului și va fugi de tine. Apropie-te de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Aceasta este o promisiune uimitoare pentru oamenii care se luptă cu mândria. Dacă fugi de diavolul și de toate ispitele sale în ceea ce privește mândria, nu doar că vei scăpa, dar el va sfârși fugind de la tine în cealaltă direcție. Iar dacă îl urmezi cu smerenie pe Dumnezeu, pe care l-ai supărat de nenumărate ori cu mândria ta, el nu numai că te va primi, dar va fugi spre tine cu dragoste și milă. Trebuie să luptăm împotriva mândriei cu aceeași ferocitate cu care luptăm cu orice alt păcat. Poate chiar mai mult, pentru că mândria este marele păcat care le alimentează și pe celelalte. Te va orbi și te va înșela, te va degrada și chiar te va ucide, cu excepția cazului în care, prin smerenie și credință, ai fost eliberat de tirania mândriei și de povara răzvrătirii tale împotriva lui Dumnezeu. Nu te încrede în tine însuți, crede în Dumnezeu. Suntem complet incapabili să obținem sau să dobândim lucrurile de care avem nevoie cu adevărat. Frumusețea Evangheliei ne dezvăluie că nu mai este nevoie să încercăm acest lucru prin propriile noastre puteri. Această povară și responsabilitate stă pe umerii lui Hristos, iar libertatea, umilința și bucuria în Lui. Nu te încrede în tine însuți, crede în Dumnezeu. Suntem complet incapabili să obținem sau să dobândim lucruri de care
avem nevoie cu adevărat. Frumusețea Evangheliei ne dezvăluie că nu mai este nevoie să încercăm acest lucru prin propriile noastre puteri. Această povară și responsabilitate stă pe umerii lui Hristos, iar libertatea, smerenia și bucuria lui stau acum pe umerii noștri. Acesta este adevărul pur și simplu.